pentru acest moment emoționant. Câteodată micile bâlbâieri reprezintă, cred eu, tocmai acele stări care ne ajută și pe noi să intrăm în actul acesta artistic, cu adevărat. Radu Gir, din nou. Așa cum veți vedea dumneavoastră, caietul lui Radu Gir a avut un rol important chiar în arestarea lotului Rugului Aprins, așa cum l-a gândit atunci securitatea în 1958, un an al în care prigoana comunistă atingea deja un vârf. Despre părintele Sofian Boghiu, arhimanditul Sofian Boghiu și Rugul Aprins, am realizat un studiu care a apărut recent la editura Cuvântul Vieții, mărturisitori ai Ortodoxiei în timpul regimului comunist. Un volum care reunește 20 de studii deschis de Cuvântul Înainte al Patriarhului, care prin grija sa și a Sfântului Sinod au avut curajul, pentru că vorbim de un curaj aici, de a numi anul 2017 anul comemorativ al Patriarhului Justinian Marina și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul regimului comunist. Dacă îndrăznesc să fac această supoziție, că dacă n-ar fi existat această primă deschidere, poate că astăzi nu ne-am fi putut bucura de această zi de 14 mai, care înseamnă Ziua Națională a cinstirii memoriei martirilor din Temnițări, martirilor români din Temnițele comuniste. În acest studiu, eu n-am avut privilegiul de a-l cunoaște pe părintele Sofian Boghiu în mod direct, asemeni dumneavoastră, asemeni în altra Sfințitului. Am mers pe urmele arhimanditului Sofian Boghiu prin foile pe care le-am găsit la CNSAS, la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, prin mărturiile pe care le-am cules de la cei care au avut bucuria de a-l cunoaște, prin mijlocirea ultimilor supraviețuitori ai lotului Rugului Aprins, așa cum l-a gândit atunci securitatea în anul 1958. Este vorba de studenții de la arhitectură de atunci, domnii Emanuel Mihăilescu și domnul și Nicolae Rădulescu. Oameni care îi recuperează pe aceștia, sigur, în special pe părintele Daniel Sandu Tudor, cel care a fost fondatorul, catalizatorul, organizatorul mișcării duhovnicești Rugul Aprins, deci îi recuperează în cheia mentorilor absoluți. Biografia părintelui Sofian Boghiu, sigur, concentrată atât cât se poate prezenta în câteva minute în fața dumneavoastră, pornește dintr-o familie de țărani modești care erau preocupați cu munca agricolă, face parte dintr-o familie numeroasă, erau 6 copii, părinții Ion și Alexandra. S-a născut în Basarabia, cu Coneștii Vechi, județul Bălți. Descoperă această nevoie de a se căuta pe calea monahală de timpuriu. La început s-a manifestat pentru cei din jur, pentru membrii familiei, prin nevoia constantă și care se manifesta la răstimpuri din ce în ce mai scurte, de a merge la mănăstiri. Deja la 14 ani intră ca frate într-o mănăstire. Sigur că la început familia nu a fost fericită de această opțiune. Văzând însă râvna cu care
se ducea la mănăstire, văzând că nu este vorba de un moft, de o dorință trecătoare, ci pur și simplu de un mod de a fi care îl împlinea ca persoană, au încuvințat acest lucru. Își face studiile la început de cântăreți bisericești, după care la seminarul monahal. Din nefericire, contextul istoric, Vitreg, vorbim de o perioadă tumultoasă, el a trecut veacul războaielor mondiale, veacul totalitarismului, îl obligă să treacă Prutul și va ajunge la o altă vată a spiritualității de marcă. E vorba doar despre mănăstirea Antim, pe care, așa cum ați auzit acum, care a fost evocată până acum și care a reprezentat un centru, un vârf al spiritualității românești. Ajuns la București, se va înscrie la început la Facultatea de Arte. Așa cum ați auzit deja, el a fost pictor bisericesc, un pictor de marcă, recunoscut. Și un an mai târziu, în 1944, a fost student la Facultatea de Arte din București. În 1941 se înscrie și la Facultatea de Teologie, pe care o absolvă 4 ani mai târziu. De la început s-a remarcat prin calitățile sale, așa cum este evident, prin calitățile sale artistice, dar și prin calitățile intelectuale ieșite din comun. Este cutremurător să descoperi în dosarele securității că există informatori care vorbesc despre el la superlativ, care spun despre el că era liderul clasei, că se implica în toate acțiunile, că era complet dezinteresat în toate acele activități pe care le făcea, fie la mănăstire, fie în cadrul facultății de teologie sau de arte. Sigur că nu toate notele sunt în această cheie, dar printre ele se găsesc și astfel de date. Îl cunoaște pe părintele Daniil Sandu Tudor, pentru că urcușul său duhovnicesc a fost marcat și prin această calitate de membru al rugului aprins. Ce anume i-a unit pe cei doi? Păi, așa cum ați auzit deja când vorbim despre rugul aprins, trebuie să vorbim despre rugăciunea inimii. Trebuie să vorbim despre predania isihastă. Ori, iată un liant de neclintit între cei doi. Atât părintele Daniil Sandu Tudor, cât și arhimandritul Sofian Boghiu aveau față de tradiția vie a spiritualității o râvnă deosebită. Părintele Daniil Sandu Tudor, chiar înainte de a se întâlni cu părintele Ivan Culughin, cunoscuse această rugăciune a inimii pentru că fusese la muntele Athos. Dar este adevărat că părintele Ivan Culughin a transmis această hirotesie specială a rugăciunii inimii doar acestor trei oameni. Este vorba de fratele Alexandru de Atunci, ulterior devine monahul Agaton și abia ultima treaptă este aceea de ieroschi monahul Daniil Sandu Tudor. Este vorba de părintele Benedict Ghiuș și de personalitatea pe care o evocăm astăzi, părintele Sofian Boghiu. Pentru că, așa cum ați auzit, cum v-a prezentat părintele Ionuț Rusu, rugăciunea inimii nu era o practică pe care oricine o putea
utiliza. Nu oricine putea să ajungă la o asemenea înălțime, ascuțime spirituală. Aceștia trei l-au convins pe părintele Ivan Culâhin, care avea această practică, venise împreună cu mitropolitul Nicolae al Rostovului, da, din Rusia, de la mănăstirea Optina, unde această rugăciune a inimii se practica de mai mulți dintre ei. Părintele Sofian Boghiu a făcut parte dintre cei care au condus rugul aprins. De ce spun aceasta? L-a cunoscut pe părintele Daniil Sandu Tudor. Vedeți, aici trebuie să fac o precizare. Când vorbim de părintele Daniil Sandu Tudor, o să auziți mai multe nume. El s-a născut Alexandru Teodorescu. Da? A devenit fratele Alexandru, după care monahul Agaton, și așa cum am spus, ultima treaptă este aceea de Ieroschi monah, da, părintele Daniil Sandu Tudor. Îl cunoaște în calitate de Sandu Tudor, da, Alexandru Teodorescu, un ziarist de notorietate, el a fost directorul la două ziare, Floarea de Flor, Cuvântul, la o retragere de la Cernăuți, care reprezintă un moment pregătitor al rugului aprins. În plin război mondial, este vorba de perioada 1-7 august 1943, se organizează la Cernăuți o retragere, cele 7 zile de priveghere se numește aceasta, în cadrul căreia s-a bucurat această adunare de sprijinul mitropolitului Tită Simedrea, s-au susținut diverse prelegeri. Sigur, exista un program special în care se făcea Sfânta Liturghie, se făceau rugăciuni și se țineau și prelegeri. Dintre aceia care au susținut cuvântări, și aici vorbim din nou de o adunare eterogenă, adică nu erau prezente doar personalitățile din rândul clericilor, ci și filozofi, Anton Dumitriu, și profesori universitari laici, care au răspuns acestei invitații. Printre aceștia, v-am spus, se afla și părintele Sofian Boghiu. Mai departe, asociația Rugul Aprins. Vorbim de asociație, de acest termen iată juridic, pentru că a existat, așa cum am găsit în arhivele securității, o inițiativă juridică de a institui această mișcare duhovnicească spirituală. S-a simțit această nevoie în contextul în care regimul comunist ostraciza ființa umană, în care atât intelectualii laici, cât și clerici au simțit că instituirea omului nou pe care și-l dorea regimul comunist înseamnă, de fapt, o ruptură, o scizură de tradiția vie, autentică, de credință, pentru că regimul totalitar nu putea să vină decât o altă ordine, o altă ierarhie a valorilor. Da? Au simțit așadar acești intelectuali nevoia de a aluneca în interior. Au simțit nevoia de a găsi răspunsuri la imperativele și la capcanele timpului istoric, nu în afară, ci înăuntru. Poate că așa se și explică această simbioză, poate fără precedent, între intelectuali. Așa cum am spus, vorbim de o asociație. În dosarele CNSAS, printre comitetul de instituire, se află și numele lui Sofian Boghiu, alături de
reprezentanții de marcă ai rugului aprins. Atunci era stareț la mănăstirea Antim, părintele Vasile Vasilache, care a fost imediat înlăturat, pentru că era un apropiat al patriarhului Nicodim Munteanu și odată ce acesta a trecut la cele veșnice, securitatea l-a eliminat imediat. Din nefericire, demersurile lor legale nu s-au soldat cu un succes. Aceasta pentru că existau, în primul rând, două persoane acolo care aveau un trecut istoric controversat. Exact așa am găsit în dosarele securității. Este vorba, sigur, despre Sandu Tudor, dar și despre Paul Stelian, care făcuse parte din ministerul lui Antonescu. Nu s-a soldat cu un succes statuarea, legitimarea aceasta juridică, dar asta nu înseamnă că ea nu s-a bucurat de legitimitatea auditorului. În acea vreme, mănăstirea Antimului devenise neîncăpătoare. Am auzit la colegul meu termenul cenaclu. Nu a fost un cenaclu. E foarte greșit să credeți că rugul aprins a fost un cenaclu cultural, literar, filosofic, foarte adevărat. Că în cadrul acestor ședințe se discutau teme eterogene. Acolo venea Ion Marin Sadoveanu și susținea teme de literatură. Se susțineau teme de filozofie. Auzeau foarte multe cântări, nu toate de natură religioasă. Era așadar o deschidere foarte largă către universalitate, către cultură, dar toate, absolut toate, trebuiau trecute prin cheia rugăciunii, prin cheia predaniei isihaste. Toate trebuiau puse sub semnul credinței. De asta se și țineau ca unei mănăstiri aceste ședințe, să le spunem, mai mult decât ședințe, dar aceste întâlniri de suflet, aceste modalități, am spus eu, de supraviețuire ca individ, ca om, ca entitate, da? Care refuza să-i fie ștearsă memoria, să devină omul nou pe care și-l dorea regimul comunist. Așadar, numai faptul că părintele Sofian Boghiu se află prin comitetul de conducere, așa cum am spus, alături de părintele Vasile Vasilache, alături de Alexandru Teodorescu, sigur, Sandu Tudor, denotă că el era dintre elitele rugului aprins și alături de părintele Benedict Ghiuș. Din nefericire, în 1947, prigoana comunistă, în special asupra refugiaților, devine imperativă, iar părintele Ivan Culâchin va fi deportat în Siberia. În 1948, prigoana este generalizată și vor fi interzise toate asociațiile cu caracter religios. Evident că asociația rugului aprins se afla în această categorie și că a fost interzisă. Din acest an, întrunirile nu mai puteau fi făcute cu ușile larg deschise. Ceea ce înseamnă că ea a fost eliminată. Că din 48 nu a mai existat rugul aprins. Nu. Foarte adevărat că au căpătat un caracter secret. Nu aveau de ce să expună nici pe aceia care voiau să își desăvârșească acest urcuș spiritual. Din nefericire, în 1950, organizatorul, catalizatorul rugului aprins, monahul Agaton deja, este închis. Și aceasta datorită unor lucruri care s-au petrecut în timpul războiului mondial. De altfel,
era complet nevinovat. Am scris și despre acest lucru, dar nu face obiectul discuției de astăzi. Sigur că odată ce pilonul central a fost azvârlit în închisoare, și aceste întruniri au fost mai rare. De altfel, centrul de greutate se mută la Neamț în această perioadă, aceasta pentru că și părintele Benedict Ghiuș se va duce acolo, părintele Sofian Voghiu va fi numit de către patriarhul Justinian Marina Stareț, pentru că a căzut era indezirabil părintele Benedict Ghiuș și atunci, din dorința de a face să supraviețuiască acest fenomen al rugului aprins, patriarhul numește pe părintele Sofian Voghiu. Din 55, întâlnirile rugului aprins devin mai intense. Vorbim de interesul studenților, tinerilor, pentru ceea ce însemna această mișcare. În 55, eliberat, a fost în perioada 50, 1950-1952, în închisoare monacul Agaton, a fost eliberat, e devenise ieroschi monacul Daniel Sandu Tudor și era stareț la Rarău. Sigur că vigilența securității nu putea fi păcălită. Li se deschide dosar de cercetare, de activitatea informativă devine extrem de intensă, în special din 1956, de când erau infiltrați în toate mănăstirile, să știți că se aflau informatori, care culegeau date. Vorbim deja, așa cum găsim în dosarele securității, de această teroare a statului comunist, de existența unui curent militant activ al monahismului. De altfel, Alexandru Drăghici, ministru, făcuse din patriarhul Justinian Marina o țintă și își spune că adevărata luptă trebuie dusă cu patriarhul și armata lui neagră. Se petrecuseră, sigur, niște lucruri. Trebuie să ținem cont că în 1956 a avut loc revoluția din Ungaria, care a creat o anumită spaimă. Mai mult decât atât, înainte de 58, are loc retragerea Armatei Roșii. Sigur că toate aceste lucruri îi determină pe oamenii securității să anihileze orice formă de rezistență. De ce vedeau în biserică, în oamenii bisericii, o rezistență? Păi, simpla sintagmă, iubirea fratelui, în viziunea lor, reprezenta o sfidare a sistemului. Iubirea aproapelui însemna să îl ajuți pe cel aflat în impas. Ne aflăm pe 14 mai. Păi acum, în 1948, acum 70 de ani, 14 mai a însemnat azvârlirea în închisoare a mii de tineri. Da, peste 10.000 de tineri au ajuns în închisoare. Ori acești tineri, da, au fost ajutați, este o realitate, de mulți dintre oameni bisericii. Dacă mai adăugăm aici și fenomenul Vladimirești, ei vorbeau acum de un canal care, legionar, voiau, colportau această marotă tocmai pentru a justifica condamnările aberante pe care le-au primit, de altfel, membrii rugului aprins. Vorbeau de un canal legionar
care s-ar fi aflat la Rarău, Slatina, Sihăstrie. Vorbeau de acest fenomen, cum am spus, monahal militant activ, care luptau împotriva regimului comunist, să-l răstoarne. Aberant. Nu asta făceau. Sigur că, așa cum am spus, apărarea aproapelui, dacă o vezi în această, în această cheie, da, reprezenta o rezistență împotriva comunismului. Sigur, în biserică se vorbea despre o ierarhie care așeza în vârf pe Dumnezeu și nu ierarhia pe care o impunea statul. Sigur, în biserică și oamenii bisericii, părintele Sofian Boghiu, nu erau de acord cu teoria darwinismului. Toate acestea au reprezentat capete de acuzare. Faptul că un caiet de poezii, era un caiet de 60-70 de file, împăturit în foaie de ziar, care a circulat, a ajuns la părintele Felix Dubneac, apoi la părintele Sofian Boghiu, care la rândul său l-a dat unui om pe care îl cunoștea de multă vreme și care lucra în mănăstire. Cum a spus, ei erau urmăriți, acest lucru s-a aflat și a reprezentat un alt cap de acuzare. Mai mult decât atât, ați auzit aici despre imnul acatist al părintelui Daniel Sandu Tudor. Păi ascultarea, simplă ascultare a versurilor concepute de eroschimonacul Daniel Sandu Tudor a constituit un alt cap de acuzare. De ce era periculos să asculți un imn acatist închinat Maicii Domnului? Păi așa cum au justificat ei acolo, reprezenta o formă de a reiniția asociația Duhului aprins pe care ei o interziseră. Faptul că se reuneau și vorbeau despre cele sfinte reprezenta pentru securitate o modalitate de, de adunare conspirativă care lupta împotriva orânduirii instaurate de ei. Orânduirii comuniste. În seara de 13 spre 14 iunie este arestat părintele Sofian Boghiu, de altfel majoritatea celor, lotul rugului aprins a fost, așa cum l-a gândit securitatea în 1958, a plătit din 16 persoane. Vorbim de 8 clerici. Sigur, primul arestat tot în seara de 13 spre 14 a fost părintele Daniel Sandu Tudor, care a fost ridicat din apartamentul prietenului său de o viață, profesorul Alexandru Mironescu, cu tot cu feciorul său, care era student atunci la facultatea de filologie, limbi clasice, Șerban Mironescu. A spus 8 clerici, păi, părintele Daniel Sandu Tudor, evident, părintele Sofian Boghiu, părintele Arsenie Papacioc, pe care l-a spomenit, părintele Benedict Ghiuș, da, care la fel a fost stareț al mănăstirii Antimului, părintele Felix Dumneac, care era la fel victor bisericesc și care i-a fost tot timpul alături părintelui Sofian Boghiu, și părintele Dumitru Stăniloae. Trei laici, am spus deja, de profesorul Alexandru Mironescu, despre Vasile Voiculescu, pe care l-ați pomenit, și de Gheorghe Dabija, medicul. Erau medici și Vasile Voiculescu, sigur poetul, dar și Gheorghe Dabija. Și cinci tineri. Pentru că acești cinci tineri trebuiau să servească acelui cap de acuzare că au făcut educație mistico-legionară tinerilor. Este vorba de băiatul profesorul Alexandru Mironescu, l-am spus deja, Șerban Mironescu, este vorba de George Văsâi. Avem trei studenți ai facultății de arhitectură, George Văsâi, care a fost considerat liderul lor, care fusese crescut, așa cum am spus și de părintele Sofian Boghiu, numai prin mănăstire. Era cunoscut de la
ultima maică până la patriarh, îi spuneau Giger. Ca să realizați dimensiunea educației religioase pe care a primit-o. Părinții lui George Văsâi îl cunoșteau de mult pe Sandu Tudor, deci încă din vremea de când era doar gazetar. Au mers la toate întrunirile rugului aprins de la Mănăstirea Antim, deci această primă etapă. Când au ajuns la o anumită vârstă și copiii lor erau mari, au renunțat la cele lumești și au vândut casa pentru a-și desăvârși urcușul spiritual în mănăstire. Aceștia erau părinții lui George Văsâi. Așa a fost el educat. Un alt tânăr care a ajuns în închisoare, în acest lot al rugului aprins, este Dan Grigore Pistol, care era un om cu probleme mentale severe, care au fost justificate prin certificate de la medic. Cu toate acestea, și el a fost azvelit în închisoare. Așadar, trei studenți de la arhitectură, băiatul lui Alexandru Mironescu și Dan Grigore Pistol. În timpul anchetei, părintele Sofian Boghiu s-a comportat extrem de demn. V-am spus deja care au fost capetele de acuzare. Nu a negat că a deținut pentru scurtă vreme acel caiet al lui Radu Gir. Nu a negat nici că lectura acelor poeme i-a produs o impresie plăcută. Nu a negat că a ascultat imnul acatist al părintelui Daniil Santu Tudor. Nici nu avea de ce să facă acest lucru. Pentru că statul român, de atunci, din 1958, când au fost azvăliți în închisoare, garanta libertatea cultului. Ori a citi un imn acatist nu o însemna prin nimic o încălcare a legii. Existau, să știți, mai multe metode. Dacă citești procesele verbale de interogatoriu ale mai multor deținuți, realizezi că, de fapt, ele vorbeau foarte puțin despre omul interogat, ci mai ales despre ce își dorea securitatea să obțină de la omul pe care îl interogau. Astfel că la părintele Sofian Boghiu puteau să ajungă, cum credeți, să spună ceea ce voiau ei, la fel cum s-a întâmplat și cu părintele Daniil Sandu Tudor. Păi prin confruntare. Ce însemna confruntarea? Și care erau punctele vulnerabile? Sigur că studenții. Sigur că de la studenți au putut, prin teroare, prin tratamente abominabile, să ajungă la ceea ce își propuneau ei. Să arate că educația mistico-legionară pe care le-a făcut-o părintele Sofian Boghiu reprezenta o amenințare la o rânduirea comunistă, la regimul democrat al PCR, că nu îi lăsa să respecte programa analitică a facultății, că încerca să îi îndoctrineze pe linia aceasta mistico-legionară. Sigur că au profitat, cred că are cu mult timp, au profitat de prezența a trei persoane din lotul rugului aprins. Este vorba de părintele Roman Braga, Adrian Făgețeanu și a părintelui Arsenie Papacio, care aveau un trecut, să spunem, legionar, pentru a pune această marotă de legionar tuturor membrilor rugului aprins. Procesul s-a purtat cu ușile închise, s-au dat sentințe de la 25 până la 5 ani. Părintele Sofian Boghiu primește sentința, da, de 15 ani și 10 ani de cădere din drepturile civile. Are loc în 1996
ca urmare a efortului pe care l-a făcut părintele Adrian Făgețeanu, un recurs și vor fi în alta curte de casație, va renunța la toate aceste acuzări pentru absurde, de altfel. Așadar, astăzi vorbim de o reabilitare, inclusiv în ochii juridici, a tuturor celor care... reabilitare. Nu vorbim de o reabilitare, ci acești oameni nu au greșit cu nimic. Acești oameni reprezintă pilde, reprezintă modele. Este totuși important că s-a făcut și acest proces, pentru că altfel, dacă ne gândim la legea Elie Wiesel, poate că n-am fi putut să vorbim despre rugul aprins, pentru că ei ar fi avut în continuare eticheta de legionar. Prin urmare, demersul pe care l-a făcut părintele Adrian Făgețeanu a fost unul fundamental. Ca să încheiem, ce a lăsat, care este zista pe care ne-a lăsat-o părintele Sofian Boghiu? Care sunt învățămintele din acest traseu biografic atât de tumultos al rugului aprins? Păi, ei ne arată cum și părintele Sofian Boghiu, cum putem să nu ne lăsăm duși de val, cum putem să găsim răspunsurile corecte chiar când capcanele istoriei sunt menite să ne otrăvească. Cum putem să ne păstrăm coloana vertebrală, chiar dacă asta se traduce, iată, prin ani de prigoană, de chin. Chiar dacă asta nu are consecințe directe doar asupra persoanei tale, ci și asupra celor dragi. În închisoare, acești oameni și-au păstrat în continuare ținuta demnă. Este foarte adevărat că mărturiile pe care le avem sau ceea ce am găsit în dosarele securității din perioada în care au fost închiși sunt mult mai sărace. Dar un fapt rămâne clar. Părintele Daniel Santu Tudor moare în închisoare. Din nefericire la Iud, în seara dintre 16 și 17 noiembrie, el trece la cele veșnice. Prin ce au trecut acești oameni, au mărturisit atât cât au putut. Părintele Sofian Boghiu a spus foarte puțin despre chinurile la care a fost supus. Și aceasta tocmai pentru că înălțimea, dimensiunea spirituală înaltă, da, la care se afla, îl făcea să poate să minimalizeze din punctul nostru de vedere al omului comun acele torturi, acele chinuri la care au fost ei supuși. Vedeți, în închisoare, culmea, în acest spațiu care înseamnă prin definiție privarea de libertate, ei au găsit o altfel de libertate. La ce ne referim? La posibilitatea de a aluneca în interior acolo unde se poate descoperi euul duhovnicesc, unde dialogul cu Dumnezeu nu mai este stingherit de nimic din exterior. Ei vorbesc chiar de rugul aprins ca un vulcan mistic care reușește să-i descopere omului cea mai frumoasă dimensiune a sa. Mulțumesc!